Recent, o apariție surprinzătoare a stârnit valuri de speculații și reacții amestecate în rândul concurenților din Casa Iubirii. Teodora, una dintre cele mai îndrăgite participante, a fost văzută alături de un bărbat misterios, iar această situație a captat instantaneu atenția publicului și a celorlalți concurenți. Această relatare explorează diversele aspecte ale acestei incidente intrigante, lumea emoțiilor și a speculațiilor provocate de noul venit. Momentul în care Teodora a fost surprinsă alături de acest tânăr necunoscut a fost cu adevărat neașteptat. Imaginile au fost difuzate rapid pe rețelele sociale, ceea ce a generat discuții aprinse. Cei care urmăresc emisiunea s-au grăbit să-și exprime părerile, iar întrebările despre cine este acest bărbat au început să apară. Se pare că prezența sa a amplificat tensiunea din cadrul competiției, atrasă de misterul care îl înconjoară. Pe măsură ce speculațiile continuau, reacțiile din partea altor concurenți au fost variate. Unii au fost cu adevărat surprinși, nesigură de motivațiile din spatele acestui moment. Alții, însă, au părut deranjați de apariția acestui bărbat, potrivită unui concurent neprogramat. Întrebarea care a fost în gura tuturor a fost, oare acest nou interes afectează parcursul Teodorei în competiție? Identitatea bărbatului a fost subiect de intensă dezbatere. Unii spectatori susțin că acesta ar fi un prieten vechi al Teodorei, în timp ce alții speculează că ar putea fi un nou interes amoros. Informațiile concrete sunt rare, iar Teodora a preferat să păstreze detalii vitale sub tăcere, lăsând loc multor interpretări. Această ambiguitate a imposibilitat clarificarea realității și a exacerbat curiozitatea publicului. Publicul a fost în mod special activ în comentariile sale referitoare la această situație misterioasă. O mulțime de telespectatori au îndemnat la o analiză mai profundă a relațiilor din cadrul competiției. Unii au susținut că această nouă apariție ar putea destabiliza dinamicile existente, în timp ce alții sunt convinși că nu va avea un impact semnificativ. Reacțiile au fost amestecate, între fascinația față de noul personaj și neliniștea generată de incertitudine. Impactul pe care această relație l-ar putea avea asupra parcursului Teodorei în Casa Iubirii rămâne o întrebare esențială. Lângă acest bărbat misterios, Teodora pare că își reevaluează prioritățile. Reflecțiile sale personale și interacțiunile viitoare vor influența, fără îndoială, modul în care ceilalți concurenți o percep și, implicit, direcția competiției. Concluzionând, telespectatorii așteaptă cu nerăbdare episoadele viitoare, în speranța clarificării acestei situații complexe. Vor fi revelate secrete? Vor continua speculațiile? Vor reuși Teodora și misteriosul ei însoțitor să navigheze complexitatea emoțiilor din Casa Iubirii? Este evident că fiecare episod ne va aduce noi dezvăluiri și, cu siguranță, va menține publicul captivat în așteptarea unor răspunsuri. Anunțul recent al unei concurente din populara emisiune, Casa Iubirii, că este însărcinată, a generat un val de reacții variate din partea publicului și a mass mediei. Într-o lume în care competiția și performanța sunt adesea prioritizate, gestul de a împărtăși un moment atât de personal a provocat atât admirație, cât și critici. Reacțiile divergente la acest anunț, punând în evidență perspectivele susținătorilor și ale criticilor, impactul asupra rețelelor sociale, precum și rolul mass mediei în modelarea percepției publice. Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni live, unde concurenta a ales să dezvăluie public momentul important al vieții sale. Acest gest a avut un impact emoțional asupra spectatorilor, care au fost martorii unei combinații de bucurie și curaj. Decizia de a vorbi despre sarcina sa într-un context competițional a fost percepută diferit, dar a adus în prim plan discuții despre cum trăirile personale pot coexista cu competiția. De la anunț, reacțiile au fost extrem de variate. Unii fani au sărbătorit curajul concurentei de a-și împărtăși fericirea, considerându-o o dovadă de transparență și onestitate. Alții, însă, au criticat decizia, argumentând că dezvăluirea unui moment atât de personal în timpul competiției ar putea fi percepută ca o strategie de a atrage atenția. Această divizare a dus la polemici intense pe rețelele sociale, fiecare parte având argumente bine conturate în favoarea sau împotriva deciziei concurentei. Susținătorii afirmă că anunțul este un simbol al independenței femeilor și al dreptului de a face alegeri personale, indiferent de context. Aceștia consideră că astfel de momente ar trebui normalizate și celebrate, mai ales în media, care adesea promovează o imagine distorsionată a realității.
Criticii, pe de altă parte, argumentează că o astfel de dezvăluire poate amenința integritatea competiției, creând un avantaj sau o simpatie nejustificată. Discuția subliniază tensiunea dintre personal și profesional în mediul competițional. Mediile sociale au fost inundate de reacții variate, formând două tabere distincte. Susținătorii concurentei au lăudat-o pentru curajul de a împărtăși o bucurie intimă, considerând-o o reprezentantă puternică a femeilor care nu se tem să își asume responsabilitățile. În contrast, criticii și-au exprimat dezacordul prin comentarii și postări, evidențind riscurile unei astfel de decizii în cadrul competiției. Această polarizare a generat un dialog intens despre rolul vieții personale în cariera profesională. Decizia concurentei de a anunța sarcina este interpretată de susținători ca un act de curaj și independență personală. Aceasta inspiră multe femei să își asume alegerile în fața comunității și a societății, demonstrând că viața personală nu ar trebui să fie un impediment în drumul spre succes. Concurenta devine astfel un simbol al puterii feminine, încercând să schimbe narativul cu privire la cum se percepe viața personală în concursuri de acest tip. Mass media a jucat un rol esențial în amplificarea reacțiilor generate de anunțul concurentei. Informațiile au fost preluate rapid și comentate pe diverse platforme, ceea ce a dus la o acoperire extinsă a subiectului. Această atenție mediatică a contribuit la polarizarea opiniei publice și a generat dezbateri importante despre etica expunerii vieții personale în fața unui public atât de larg. În ciuda controverselor, concurenta a primit un număr impresionant de mesaje de susținere. Fanii au transmis gânduri pozitive și încurajări, recunoscând curajul său de a estompa granițele între viața personală și competiția în care participă. Acest sprijin oferă nu doar încredere și motivație, dar și dovada puterii comunității de a se uni în spatele valorilor de respect și acceptare. Întreaga situație pune în evidență necesitatea de a normaliza momentelor private în media. Este important ca societatea să recunoască faptul că viața personală a individului nu ar trebui să fie privită ca un subiect de judecată, ci mai degrabă ca un indiciu al umanității fiecăruia. În această direcție, gesturile de transparență pot contribui la construirea unei lumii media mai echitabile și mai empatice, în care oamenii pot să se conecteze la un nivel mai profund. În concluzie, reacțiile împărțite la anunțul sarcinii concurentei din Casa Iubirii subliniază complexitatea interacțiunilor dintre viața personală și competiție. Această situație a generat nu doar dezbateri despre etică, ci și reflexii asupra rolului feminismului și al independenței în societate. Cu cât mai mult se discută despre aceste subiecte, cu atât mai multe ocazii avem de a transforma normele sociale și de a încuraja transparența în toate aspectele vieții noastre. Gala din 1 septembrie a fost un moment hotărător în competiția din acest an, marcând o schimbare semnificativă în dinamica puterii dintre competitorii de top, Robert și Teodora. Acest eveniment nu doar că a evidențiat abilitățile lor de a atrage publicul, dar a adus în prim plan și strategiile complexe pe care fiecare dintre ei le-a folosit pentru a-și asigura victoria. Ce schimbări și importanțe ale voturilor publicului în conturarea destinelor lor s-au produs? Începutul lunii septembrie a adus cu sine o nouă eră în competiție, în momentul în care Robert, cu determinare, a reușit să întrerupă seria de victorii a concurentelor feminine. Acesta a marcat o revoluție în percepția publicului și a adversarilor, demonstrând că el este un competitor de temut. Acest context a fost esențial pentru a înțelege cum s-au desfășurat competițiile din acel moment. Victoria lui Robert nu a fost doar un triumf personal, ci și un element de instabilitate pentru ceilalți concurenți. Aceasta a subliniat puterea sa de adaptabilitate și a consolidat încrederea publicului în el prin strategii inteligente și o gestionare eficientă a momentelor critice. Robert a reușit să-și creeze o imagine de lider și competitor de necontestat. Această schimbare de putere a provocat o reacție în lanț în rândul adversarilor săi, care acum au fost nevoiți să-și reevalueze tacticile. Pe de altă parte, Teodora a beneficiat de un suport considerabil din partea publicului, având avantaje strategice prin alianțele formate cu alți concurenți. Popularitatea sa a fost alimentată nu doar de abilitățile sale de a performa, ci și de o implicare emoțională puternică cu fanii săi. Această conexiune personală oferă un avantaj psihologic semnificativ, facilitând construirea unei imagini puternice în ochii publicului. În urma succesului lui Robert, strategii concurenților au început să se schimbe rapid. Fiecare decizie, de la alianțe la voturi, a fost reconsiderată pentru a se adapta la noile provocări.
Robert și Teodora au început să-și ajusteze tacticile, învățând să exploateze slăbiciunile rivalilor, în timp ce se mențin în joc la un nivel înalt de performanță. În acest context de competiție acerbă, tensiunile din culise au devenit evidente. Rivalitățile personale au jucat un rol esențial în tumultul competițional, unde fiecare mișcare era atent monitorizată de colegii concurenți.